În Excel suntem obișnuiți să lucrăm în felul următor. Avem de regulă niște celule de input, cum sunt la mine celula produs și celula discount. Stai să le fac, să zicem, de culoare galbenă. Și, de asemenea, avem alte celule ce conțin de regulă o formulă pe baza celulelor de input. De exemplu, la mine, preț final conține, bineînțeles, produsul minus discount. O să fac o altă culoare. Celula asta ce conține formula se numește celulă de output. În Excel putem să facem calcule în sens invers. De exemplu, ce discount să aplic astfel încât să ajung la un preț final psihologic de 19.990. Bineînțeles că putem face manual cu creion și hârtia, dar eu vă recomand să folosiți instrumentul Goalseek, pe care îl găsim în ribbonul Data la What If Analysis, opțiunea Goalseek. Se folosește foarte, foarte ușor. Atâta timp cât avem formulele deja scrise, mergem în Goalseek și zicem așa, Set Cell. Aici întotdeauna alegem o celulă de output, adică cea scrisă cu roșu. To Value, desetează celula de output, To Value, și aici stabilim valoarea pe care ne-o dorim pentru formulă, și anume 19.990. Deci, setează celula de 6, adică preț final la 19.990, by changing cell, iar aici alegem celula la care vrem să-i aflăm valoarea ca să ajungem la rezultatul dorit, în cazul nostru discount. În momentul în care o să apăs OK, observați că, pe de o parte, în preț final avem 19.990 ce ne-am dorit și, pe de altă parte, în celula discount avem valoarea ce trebuie să apară acolo ca să ajungem la prețul final de 19.990. O să merg în format sales și am să îi spun să afișeze cu două zecimale acest procent. Deci un 12,78% ca să ajung la 19.990. Bineînțeles că puteam să stabilesc și invers. Stați să-mi revin puțin la valori. De exemplu, punem 10 aici, așa cum era inițial, și pot să reaplic Goalseek în felul următor. Set sell preț final la 19.990 by changing sell și să aflu cât ar trebui să coste produsul astfel încât când îi aplic 10% să ajung la 19.990. Observați că produsul ar fi trebuit să coste 22.211 ca să pot ajunge la 19.990 după ce scad un discount de 10%. Vreau să rețineți că mai există un instrument, se numește Solver, care este de fapt un add-in pentru Excel, nu este direct instalat în Excel. Este într-adevăr creat de cei de la Microsoft, dar nu este instalat în mod implicit. Acest solver ne permite să creăm scenarii cu mai multe necunoscute, astfel încât să ajungem la la o valoare scontată de către noi. Este un pic mai complex acest instrument, poate că o să-l abordez într-un webcast viitor. Acest solver îl găsiți mergând în Excel Options. Mergem la Add-ins, tabul sau foaia Add-ins. Observați că în lista de add-in-uri instalate există și acest solver. Putem să gestionăm aceste add-in-uri apăsând pe găul acesta de la Excel Add-ins. Se bifează solver și se apasă OK. În acest moment, pe ribbonul Data, chiar în dreapta, o să găsim instrumentul Solver, care încă o dată e un pic mai complex, dar poate că o să-l abordez într-unul din webcasturile viitoare.